vine renul și-l castrăm. Aoleu, cum nate dragă! Mândră-i seara de ajun. E casa mea, ce te miri? E casa mea, ce te miri? Dacă mama divorțează... Ai divorțit-o, totă! Hai cu toții să păpăm! Cum ai la urmă sarea să fiu la trezea fie mea? Nu mai beau în viața mea. Și aduci cu zahărele. De așa dau cu zahărele. Și i-am dus cu zahărelul, plec să beau cu păhărelul. Acum a venit Paștele. Seara de înviere, scenetă într-un act. Strugurel Pritoceanu, 43 de ani, căsătorit cu Virginica, o fată, Marilena, de 15 ani, degustător de băuturi care i-au devenit și meteahnă, neexistând seară în care să nu vină... acasă. Virginica Pritoceanu, 41 de ani, căsătorită cu Strugurel, același copil, casnică, recent disponibilizată, acum 6 ani. Marilena Pritoceanu, 15 ani, elevă foarte simandicoasă. Luminel Beculeanu, 46 de ani, fratele Virginicăi, divorțat, fără copii, electrician la o corporație internațională. Lecturina Grozăvescu, 57 de ani, vecina familiei Pritoceanu, cea care a crescut-o efectiv pe Marilena, pensionară, citește foarte mult. Onofrie Limburean, 59 de ani, înstărit, noul prieten al lecturinei.